Programul Municipalității Curățăm Constanța Noastră a ajuns la cea de-a patra ediție. Proiectul cuprinde o serie de acțiuni de ecologizare și igienizare a parcurilor și a altor zone. Compania de salubrizare a orașului va suplimenta activitățile pe întreaga perioadă a campaniei, dar și numărul de echipe și utilaje. Totodată va fi prelungit și programul de lucru, astfel încât toate acțiunile de curățenie să fie duse la bun sfârșit. Acțiunile de igienizare a orașului au început încă de luni. Au fost toaletați arborii și curățate parcurile din zonele Tomis 2, Poarta 5, Caraiman și Poarta 6. Următorul pe listă a fost stadionul Portul. Mormane de gunoi au fost strânse de echipele de la firma de salubrizare. Peturi, ambalaje, hârtii, resturi de mâncare și scaune rupte, toate au fost strânse. Mai mult, iarba și bucățile de arbor crescute printre scaunele din tribune au fost tăiate și smulse pentru un confort mai bun suporterilor care vin la meciuri. Angajații și utilajele au muncit zeci de ore pentru a aduna tot gunoiul. Proiectul se va derula pe parcursul întregii luni. În același timp, se vor desfășura și activități concrete de conștientizare și educație non-formală.